How, 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 ce-ți mai place, grasule? Păi când ți-l dau? Băi, salutare băieți și fete și bine v-am regăsit la un nou episod de reacție alături de prietenul meu, domnul Berciotenius, așa îl cheamă pe el, da, domnul Berciotenius, în cazul în care nu știați, lui îi mai place să se scarpine în nas așa din când în când, e un defect profesional, dar nu uitați să apăsați butonul de like, să strângem și noi 5.000 de like-uri pentru acest videoclip și o să-i dăm bătaie cu cele mai satisfăcătoare videoclipuri, cică din, nu știu, de când, dar cele mai satisfăcătoare, da. Asta este... ideea. A, interesant, interesant. Da, 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 da. Ia uite, grasule, cum se fac oglinzele, da, vezi? Da, da, bă, da, asta e undeva unde dă gerul ca lumea aici, nebun. Da, și nu numai gerul, cât că e de asta de se topește și îngheasă iar, știi? Ie. Yeah. Hai, mă, că mi-e pe mine. Așa, aia așteptam, ești nebun. Ești tu, bă, da, în puii mei. Hai, bă, vezi că rataș un colț, bă. Prietene, a, gata, mă, lu. M-a supărat, sunt deja aici nebun. Bă, da, cât de bec, uite-te și tu. Bă, dă-l, bă, în puii mei. Da, ești așa le-am bune, are și scule, nu te joci. Da, îți dai seama. Ia, stai, bă, să dau un pic mai încet. Bă, lasă-o, mama, ei. Tu nu vezi grăsile? Asta e de la... Am văzut o grămadă de, bine, o grămadă, am văzut un ăsta care șterge grafitiuri și nebunii din ăștia de pe ăsta publice, știi? Asta le presiune, da, cred că se poate. Da, eu sunt curios. Practic și ăla tot intervine pe domeniul public și ăla ar trebui să-și ia amendă. În mod normal mă crezi că își ia amendă dacă e vreun handicapat legal. Da? Da. Deci tu nici dacă faci bine ce faci, practic tu n-ai voie să faci, tu n-ai voie să intervii pe domeniul public. Doar organele competente. Bine, într-un fel mi se pare normal, dar în multe feluri nu. Dacă mă înțelegeți ce zic. Vezi, grasule, tu mai știi să te legi la șireturi. A, nu văd, ce am uitat. Ce-i asta, bă, rodie, cred. Aparent, da. Da, rodie. Oh. De când am mai mâncat o rodie, mâncați așa, grasule, de câțiva ani, cred că mă crezi? Ne învață asta cum să o... cum s-o decăjim ca... Nu e cine știe ce. Ce? Rodia? Mm? Bă, nu, știi care e chestia? Că îmi place că e așa amăruie, știi? Ăsta... Da, e înțepătoare așa un pic. Da, 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 ceva de genul ăsta. Da. Dacă nu-ți bagheți cioaca. Mă, grasule. Mamă, ce urât ai vorbit, doamne, grasule. Deci nu știu dacă mai suntem prieteni. Chiar amințe, când mai mâncăm și noi o saur mică? Nu, azi nu. Azi nu, că ești bolnăgăr. A, asta e de la a, eram sigur. Da, mi se fac un pic de fomică. Aude-l pe Buda. E fum greu ăsta, cred că. Cel mai probabil. Ha? De unde se duce? A, uite, începe să cadă. Cicmecher, da, a, ia uite, bă, are ceva acolo sus, vezi care arde. De unde curge fumul ăsta, dar nu știu cum, da, pe ce... Da, bă! Vezi? Aha. Dar nu știu pe ce principiu e făcut. Nu pot să-mi dau seama. Nu-mi dau nicio seama. Timp ăla, că aici e dat pe fast forward. Da, da, clar. Probabil e să miroasă frumos sau ceva, știi? Ceva de genul ăsta. E un fel de tămâie, știi? A, ăsta ia să vezi... Auzi, știi, ești nebun. Perfect! Mamă, mur pe ăștia, ești nebun. Dar nu-mi dau seama cum căcasem bine așa de perfect. Păi tu-ți dai seama că au fost făcute la perfecție efectiv din moment ce nu vezi. E mult un milimetru. Da, nu, milimetru e mult, că îl observi. Da, știi care e treaba? Aș vrea să știu cine le taie. Păi nu le taie nimeni, grasele, le taie cu mașinărie, gen. Păi asta vreau să zic. Asta e fake, cred că. E fake. E fake 100%, da. Pleacă de aici. Hai, mă, lasă, mă. Da, se vede după mișcări unul la mână că e fake, vezi? De fapt nu e fake. Cât de... Nu, dar e un fake care nici măcar nu e bine făcut. Da. Chiar nu e. Sau vor să fie un fel de asta, eu știu, proiect gen care vrea să facă. Nu știu, dar oricum nu mi s-ar părea deloc interesant. Ce facem aici acolo? Că nu prea te mai vezi, să știi. A, da? Dă-te o țără, așa, perfect. Bă, mă, doar aici, uite aici. Te-a tras, cred că curent ceva. Amigdalitele, cred că. Aha, sau așa. Amigdalitele. Da, asta nu mi se pare wow. Dimpotrivă. Bă, amice, în ultimul timp am început să-mi vină greață de la clipurile astea cu mâncare care nu prea mi se par apetisante. Nu, n-am treabă.
Nu, ziceai, înainte n-aveam nimic, dar uite ce șmecherie. Dar a început să mi se facă gras. Nu? Da, nu știu ce. Am ceva. What? Bă, ești de bun așa, e ăsta mare în cotorul cu flăcări. Da, păi mai întâi scui pe benzina. Aha, și după aceea. Aha. Bă, aceea da, să duce. Bă, ce te face praf ăla? Ce-ai, bă? De glon să mai scap de ăla, nu? Asta mi se pare bună. Dar pizza cred că e altceva, nu... Cel mai probabil pizza pare, dar e un pic dubioasă la... acolo sus. Pare că n-are crustă. Hai mă că vă zurăm. Ah, na grasule, cum să taie pantalonii, na? Da mă, păi ce credeai? Îi descoase practic. Acum bă, dar de ce-s fără ăștia? Ia fii atent că dacă mă apăs aici... Asta îl știu, e șmecher. Vezi? Amice! Practic cum? Tu sforăi pentru că nu ai, cum se numește... Că te-apasă aici asta pe... Ceva de genul ăsta, na. Într-un fel, ai putea spune asta. Tare ca un munte. Și eu mai sforăi câteodată, depinde, în mare parte de... depinde de... No, eu depinde când beau. Da? Când bei sforăi? Nu, eu n-am treabă. Bă, de ce pune-i drăguț. Eu sforăi depinde de poziție, gen dacă stau într-o poziție nasoală, știi? E normal că sforăi. Și când sunt obosit rău. No, eu când beau. Păi și atunci ești obosit când bei. Vorba aia, bate poate fierul când e cald, ești nebun. Ești șmecher. Dar tu îți dai seama cât bate ăsta la fierătania asta? Și adică gen... Nu cred că o să iasă cine știe ce, să fiu serios. Și sincer. Ba, da mă, ce-i? Hai mă, grasule, că e... Nu știu să iați. Nu știu, adică e foarte impractic, pare mi se mie. Bine că e toporișcă din aia, nu e topor, topor. Dar n-are, nu e full, știi, nu e plin, nu știu. Bă, ești nebun, hai mă, las-o, mamă, ei. Bă, se poate, de ce? Păi se poate, se poate, dar gen, e toporișcă, aia nu trebuie să fie atât de ascuțită. Aia zic că n-are rost să fie atât de ascuțită. What? Aaa, bă, ești nebun? Tu vezi cum bagă bila în el? Încălzește lemnul să se dilate. Știi? Și după, când se usucă, ia uite, nu mai iese de acolo. Șmecherie. Nu mai să tai lemnul. Să tai lemnul sau să-l bagi iar, să-l... Asta zici că e, zici că e coadă de păun. De la, la asta mă gândeam și eu. Asta e o urățenie. Sări. Da, nu pot să sar, what? Ce chestie asta? E fake ceva? Zici? Dar ce mama lui are pe față atunci? Hai bă, lasă-mă în pace, urâtule, că nu vreau să te mai văd. A, asta face cuțitaș ceva. Bă, sunt o grămadă de deștea care efectiv asta fac și cred că oamenii câștigă practic mai mult din clipurile de pe YouTube, mult mai mult, decât practic din lucrurile pe care le fac propriu zis, știi? Bine, că nu s-a apucat nimeni să-ți facă un cuțitaș ca asta, adică... E să-l mai și vând. Da, ăsta e efectiv făcut pentru videoclip, cel mai probabil. Da, e mișto. Da, da, ea da. Bă, crede-mă că cred că e mult mai greu să-l faci în miniatură. Știi? Bă, mic, mic, rasule, dar eu uite-l cât de bine la scuție, ești nebun? Dar să iei un cuțitaș din ăsta să-i îl bagi de câte 15 ori? Zicea prietenul meu că dacă îl bagi pe undeva, bam, bam, gata. A, ăsta și... A, uite-mă, plating, domne. Plate, zici? Da, poate pentru asta face. Da? Plating, da. Ce, tu nu știai? Nu! Pentru asta face, uite, acum mai... Gen, acum prepară farfuria și acum mâncare pe ea. Bă, ești nebun. Așa, sărită pe toate părțile. Asta e ideea, domne, artă. Aaa, e artă că dau cu lingura când e o țără de sos acolo. What? What? Asta cred că e un timelapse ceva făcut șmecher. Cel mai probabil. Șmecher. Ha. Se învârte cu asta. Da, băi, ești nebun? Dar ce se învârte? Să învârte atea roții.
Bă, ești nebun? Am făcut poftă să mă învârg gras. Cam am mai și învârtit eu. Gata, bă, dar exagerați și voi cu învârtiturile, a, asta e ultic buclip, oricum. Te-ai până în locul cu bazmețeală. Da, să știi că... Bă, băieți, cam asta o să fie cu episodul. Sper că v-am satisfăcut nevoile oculare. Și noi, ca de obicei, să ne vedem data viitoare, dar doar dacă apăsați și voi acolo butonul de like, sigur că da. Vă pup și ne vedem pe următorul episod. Pa, pa.